Don Quixote, partea a doua, capitolul 53 Despre jalnicul sfârșit și soroc pe care l-a avut o cârmuirea lui Sancho Panza. Cine gândește că rosturile acestei vieți rămân mereu aceleași, scornire de șartă gândește. S-ar părea mai curând că totul merge în rotogol, vreau adică să spun că se rotește, după primăvară vine vara, după vară toamna, și după toamnă iarna și iarăși după iarnă primăvara. Și așa se învârte timpul roată, fără de curmare. Numai viața omului gonește către capătul ei, mai zorită ca timpul, fără nădejde de reînnoire, decât numai în ceea lume, care n-are hotare să o mărginească. Asta a spus-o Side Hamete, filosof mahomedan, căci mulți din cei lipsiți de lumina credinței și călăuziți numai de lumina cea firească au fost în stare să înțeleagă goana și nestatornicia vieții pământești și dăruirea vieții celei veșnice pe care o așteptăm. Dar aici vorbele povestitorului nostru sunt prilejuite de graba cu care s-a sfârșit, s-a mistuit, s-a topit, a pierit parcă în umbră și în fum o cârmuirea lui Sancho. În a șaptea zi a lui, cum stătea el culcat în pat, nefiind sătul nici de pâine și nici de vin, ci numai de judecat și de dat hotărâri și de alcătuit rânduiel și legi, iată că în ciuda și spre necazul foamei, somnul începea să-i dea în gene, dar tocmai în acea clipă, se auzi un huiet atât de grozav, de clopote și de glasuri, încât nu părea nici mai mult, nici mai puțin, decât că se scufundă tot ostrovul. Se așeză pe pat, în capul oaselor, și ciuli urechile ascultând, să vadă dacă își da seama care să fie pricina unei atât de mari zurbale. Dar nu numai că nu-i dete de rost, ci mai uitându-se la larma glasurilor și a clopotelor și aceea a nenumărate goarne și darabane, rămase și mai nedumerit și mai încolțit de frică și de spaimă și sărind în sus, își trase niște pafuci în picioare, fiindcă dușumeaua era umedă și fără să-și mai ia pe el halatul de dimineață sau altceva de soiul ăsta, ieși pe ușa odăii lui, atunci îi fudat să vadă venind prin niște galerii și îndreptându-se către el mai bine de douăzeci de inși, cu facle aprinse în mâini, strigând cu toții cât îi țineau gura. La arme, la arme, mărite cârmuitor, ca un năvălit în ostrov, vrăjmașii, câtă frunză și arbă, și suntem pierduți, dacă iscusința și vitejia luminăției tale nu ne sare într-ajutor. Și făcând tot tărăboiul, zarva și balamucul ăsta, veniră până în locul unde se oprise Sancho, năucit și uluit de cele ce auzea și vedea. Și când se apropiară de el, unul din ei zise, Armează-te de zor, luminăția ta, dacă nu vrei să pieri și să se piardă și tot ostrovul ăsta. Să mă armez? răspunse Sancho. Dar ce știu eu de arme și de sărit într-ajutor? Lucrurile astea ar fi mai bine să le lăsați pe seama stăpânului meu, Don Quixote, care cât ai bate din palmele, descurcă și le pune pe picioare. Dar eu, păcatele mele, nu mă pricep nici cât negru sub unghie la toată halimaua asta. Vai de mine, stăpâne cârmuitor, ce atâta nepăsare? Armează-te de zor, luminăția ta, că uite, îți aduce arme și de atac și de apărare și apoi să ieși aci în piață și să fii conducătorul și capul nostru, fiindcă de drept se cuvine să fii odată ce ne ești cârmuitor. Fie, Armați-mă atunci la noroc!" răspunse Sancio. Dinainte și alta în spate și prin niște spărturi pe care le aveau pregătite și pusere peste cămașă, fiindcă nu l-am mai lăsat să-și îmbrace și alte straie, o pavăză pe dinainte și alta în spate și prin niște spături pe care le făcuseră întrânsele, îi scoase spărturi pe care le făcuseră îi scoaseră brațele afară și îl legară atât de vârtos cu niște funii încât rămase ca zidit și bătut în scânduri, drept ca un fus, fără a putea să-și îndoaie genunchii sau să facă un pas măcar. Îi puseră în mână o lance de care el se rezemă ca să se poată ține pe picioare. Când mi la așa ferecat, îi spuseră să umble, să-i conducă la luptă și să-i încurajeze pe toți, fiindcă dacă, -i, dacă -i el steaua călăuzitoare, lumina și luceafărul lor o să le meargă treburile strună. Cum mă să umblu, sărăcuți de maica mea, răspunse Sancio Panța, când nu pot să-mi urnesc oscioarele genunchilor, că mi le apasă scândurile astea care -mi sunt parcă cu sute de mădulare?" Ce aveți mai bun de făcut e să mă luați în brațe și să mă așezați de-a curmezișul sau drept la vreo ferestruică, că eu o să apar fie cu lancea asta, fie cu trupul meu. Hai, mișcă, stăpâne cârmuitor, că mai mult teama decât scândurile te împiedică să umbli. Sfârșește odată și mișcă-te, că târziu și vrăjma și sporesc și aia crește și primești ei tot mai mare mânat de îndemnurile și de mustrările lor, încercă bietul cârmuitor să se miște, dar nu izbuti decât să cadă lat la pământ, lovindu-se atât de zdravă încât crezu că se făcuse fărâme. Rămase așa ca o broască țestoasă, închisă și acoperită de carapacele ei sau ca o bucată de slănină pusă la nisip cu fundul în sus. Și văzându-l pe jos în acel hal, Păcălicilor săi nu numai că nu li se făcu milă de el, dar mai și stinseră faclele și începură iarăși să-și umfle glasurile și să scoată la strigăte de luptă ca din gură de șarpe. Călcând peste bietul Sancho și cărându-i la izbituri cu nemiluita, peste paveze, Așa că, dacă nu s-ar fi ghemuit și nu s-ar fi covrigat, vârându-și capul între paveze, ar fi pățit-o de tot bietul cârmuitor pe care, așa închis la strâmtoare cum era, îi treceau toate căldurile, îl treceau toate căldurile și din tot sufletul se încredința lui Dumnezeu ca să-l scape din acea urgie. Unii tropăiau pe el, alții îi cădeau pe spinare, iar unul rămase o bună bucată de vreme cocoțat pe trupul lui și de acolo, ca dintr-un foișor de strajă, poruncea oștilor și striga cât îl ținea gura. Încoace! ai noștri, că pe aici vrăjmașii dau năvală mai din gros, apărați spărtura asta, închideți poarta aceea, dați drumul la celor scări, aduceți aruncătoarele de flăcări, smoală și rășină în căldări, cu ulei fierbinte, astupați intrările ulițelor cu saltele. Ce să mai lungim vorba?" El înșira cu sârg toate nimicurile și sculele și armele cu care se înfruntă de obicei iureșul dat împotriva unei cetăți, iar stâlcitul de Sancio, care asculta și răbda totul, spunea în sina lui, Dar ar Dumnezeu să pierdem odată insula asta și să mă văd și eu sau mort sau izbăvit dintr-o ană înghiată de cumplită." Dar iată că cerul îi ascultă ruga, și când nici cu gândul nu gândea, auzi zvon de glasuri care ziceau Biruință, biruință, i-am dovedit pe vrăjmași, ci hai de stăpâne cârmuitor, ridică-te luminăția ta și vino să te bucuri de izbândă și să împarți prăzile care au fost luate vrăjmașilor prin vitejia acestui braț de neînvins. Ridicați-mă, spuse cu glas tânguitor canonitul de Sancio îl ajutară să se ridice și când se văzu pe picioare, zise Dacă sunt eu acela care am biruit vreun vrăjmaș, apăi și de frunte vă las să, mă, să țineți. Nu țin să împart nicio pradă de la vrăjmaș, ci să cer și să mă rog de un prieten, dacă mai am vreunul, să-mi dea o înghițitură de vin, că mă usuc și poate mi s-o mai zvânta și nădușala asta, că sunt tot o apă. Îl șterseră de nădușală, îi aduseră vinul, îi dezlegară pavezele ce-l strângeau, iar Sancho se așeză pe patul lui și căzu în nesimtire, fiindcă-l ajunsese și pe el tot ce îndurase de pe urma fricii, a spaimei și a caznei. Păcălicilor începu să le și pară rău, că prea se întrecuseră cu gluma, dar venirea în simțirea lui Sancho le mai stâmpără remușcările pe care li le pricenuise leșinul lui întrebă cât e ceasul și îi răspunseră că se crapă de ziua. El nu mai spuse nimic și, fără a scoate o vorbă, începu să se îmbrace cufundat cu totul în tăcere, iar toți ceilalți se uitau la el și așteptau să vadă ce voia să facă de se îmbrăca cu atâta zor. În sfârșit, se îmbrăcă și hai da hai, fiindcă era stâlcit și nu putea să umble prea repede, se duse la grajd, urmat de toți cei ce se aflau pe acolo și, apropiindu-se de Asin, îl îmbrățișă și îi dete un sărut de împăcare pe frunte și cu ochii în lacrimi îi spuse Vino încoa, tu, însoțitor și frate al meu, cel ce a îndurat împreună cu mine toate ostenelile și toate restriștile." când îmi duceam traiul cu tine și nu eram muncit de niciun alt gând decât acela ce mi-l pricinuia grija de a-ți potrivi șaua și a-ți da nutreț, fericite mai erau ceasurile, zilele și anii mei. Dar de când te-am lăsat pe tine și am urcat treptele de și ale trufiei, mi s-au cuibărit în suflet o mie de amaruri, o mie de poveri și patru mii de griji. Și cât timp prostea vorbele astea, așeza totodată și samarul pe asin, fără ca nimeni să-i spună o vorbă. După ce îi sprăvi să înșeueze asinul, cu mare greutate și caznă, se urcă și el călare și îndreptându-și de astă dată vorbele și gândurile către majordom, către sfetnic, către sufragiu, către Petro Doftorul și către alți mulți ce se aflau acolo de față, le zise. Dați-vă la o parte jupânilor și lăsați-mă să mă întorc la starea mea cea slobodă de mai înainte. Lăsați-mă să mă duc să-mi caut viața de odinioară ca să înviez din moartea mea de acum. Eu n-am venit pe lume ca să fiu cârmuitor și nici ca să apăr insule și cetăți de vrăjmașii care umblă să năvălească asuprele. Pe mine, cu mult mai bine, mă taie capul să ar și să săp să retez și să îngrop vița decât să dau legi și să apăr ținuturi și împărății. Sfântului Petru la Roma îi priește, vreau adică să spun, că fiteșcare se simte bine, îndeletnicindu-se cu meseria pentru care a fost făcut. Mai bine îmi de mie cu o coasă în mână decât cu un topus de cârmuitor. Mai bucuros sunt să-mi fulec din ciorba mea pe săturate decât să stau la cheremul unui doctor în curcă care mă lasă să mor de foame. Și mai bucuros sunt să mă lungesc la umbra unui gorun vara și să mă înfășur în cojocul meu din piei de oaie iarna și să știu că slobod decât a păsat de robia asta o ocârmuirii. Să dorm pe cearșafuri de in și să mă îmbrac în blănuri de jder. Voi rămâneți cu Dumnezeu și spuneți că treduce, stăpânul meu, că gol -goluț am venit pe lume, gol -goluț mă aflu și acum, nici nu câștig, nici nu pierd nimica. Vreau adică să spun că fără lețcaie am intrat aici să o cârmuiesc și fără lețcaie mă și duc, cu totul alt minter decât cum pleacă o, cârmu o cârmuitorii altor ostroave. Și acum dați-vă la o parte și lăsați-mă să trec, că mă duc să mă oblojesc, fiindcă mi ar fi zdrobite toate coastele mulțumită vrăjmașilor care au trecut astă noapte peste mine. Nu se poate una ca asta, spuse doctorul Pedro Recio, că o să-ți dau să bei luminăția ta un leac împotriva căzăturilor și a celilor, care cât ai clipi o să te facă iarăși te și voinic ca mai înainte. Când despre mâncare uită, îți făgăduiesc luminăției tale că o să mă îndrept și o să te las să mănânci din belșug din tot ce ți-o pofti inima. Prea târziu te trezești, răspunse Sancio. Tot atâta chef am să mai rămân aici, cât mie mie acum să mă turcesc. Nu se mai prinde de mine a doua oară, pe cea mai sfânt, că o să mai păstrez eu o cârmire asta sau să primesc vreo alta, chiar de mi-ar aduce-o pe tipsie când o să-mi văd ceafa. Eu sunt din neamul panților, care -s ca toții, îndărătnici și dacă spun odată că-i laie, apoi laie rămâne. Chiar de-ar fi și de o sută de ori bălaie și de sarda și lumea peste cap cât îi ia de mare. Rămân aici în grajd, aripile de furnică, acelea care m-au înălțat în văzduh ca să mă mănânce lăstunii și alte zburătoare, că eu o să încep iarăși să umblu pe pământ și să calc în voie cu toată talpa, căci dacă nu mi-or podobi piciorul condur din piele de cordoba, tot au să se găsească și pentru el cipici mai din topor, legați cu sfoară. Fiecare mioară cu a ei perechioară și toți să se întindă cât li plapuma. Și acum lăsați-mă să trec că se face târziu. La care, major domnul zise: Stăpâne cărmuitor, bucuroși-te-am să pleci, măcar că ne doare inima să te pierdem, fiindcă destoinicia și purtarea creștinească a luminăției tale ne îndeamnă să-ți dorim apropierea. Dar se știe că orice cărmuitor, mai înainte de a pleca din locul unde a cărmuit, trebuie să dea întâi socoteală. Dă și luminăția ta, socoteală, pentru cele zece zile câte sunt, de când ții o cârmuirea și du-te apoi în pace cu Dumnezeu." Nimeni nu poate să-mi ceară socoteală," răspunse Sancio, decât acela căruia ducele stăpânul meu i-a dat poruncă să facă treaba asta." Eu tot mă duc să mă văd cu el, așa că lui o să-i dau socoteală așa cum se cuvine, cu atât mai mult cu cât plecând de aici gol goluți, așa cum plec, nici nu-i nevoie de alt semn după care să se cunoască că am o cărmuit ca un arhanghel. Pe Dumnezeul meu care dreptate, Marele Sancio, spuse doctorul Recio, și de aceea eu cred cu vință să-l lăsăm să plece, fiindcă ducele o să se bucure nespus de mult când o să-l vadă. Toți fură de aceeași părere și îl lăsară să plece, arătându-se mai întâi bucuroși să-l însoțească și să-i dea tot ce i-ar pofti inima pentru desfătarea trupului și pentru înlesnirea călătoriei. Sancho spuse că nu voi altceva decât puțin orz pentru măgar și o jumătate de bucată de brânză cu o jumătate de pâine pentru el, fiindcă odată ce drumul era atât de scurt, nu-i trebuiau merinde mai multe și mai alese. Îl îmbrățișoară cu toții și la crămând îl îmbrățișo, îi îmbrățișoși el pe toți și îi lăsă minunați atât de vorbele lui, cât și de hotărârea neclintită și înțeleaptă cioloase.